Domnul să fie binecuvântat și binecuvântat să fiți fiecare dintre noastre. Seara asta mă trăiesc că este o seară cumva cu predilecție pentru tineri, dar nu numai, așa că o să transmit un mesaj despre băieții care se cred mari. Cartea Genesa, versetul 25, de la versetul 27 la 34 inclusiv, pagina 27, versetul 27, băieții aceștia s-au făcut mari. S-au ajuns vânători îndemânatii cu un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, Rebecca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom, adică roșu. Iacov a zis, vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte. La ce îmi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel, notează Scriptura, și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Aș vrea să vorbesc în această seară despre greșelile unor băieți mari. Vedeți, de obicei, credem că greșesc doar cei ce sunt mai mici, da? Însă o să ne uităm în această seară la greșelile unor băieți mari. Când zic băieți mari, nu mă refer doar la băieți, ci mă refer la tineri în general, care pot fi băieți sau fete, tineri, adolescenți, adolescente, cei care se află la vârsta aceasta și care sunt predispuși să aibă greșeli, să comită fapte care să fie deplorabile, să comită gesturi care să fie unele dintre ele irecuperabile. Și o să ne uităm la Esau, să observăm cu ce a greșit Esau. Primul verset spune, pe care l-am citit, băieții aceștia s-au făcut mari. Să nu cumva să greșești ca om și să-i spui unui adolescent că e copil. O să-ți întoarcă vorba și o să spună, eu nu mai sunt copil. Să nu cumva să-i spui, tu ești mic, nu înțelegi, pentru că el o să spună, am fost mic. Până la urmă și copiii de 5 ani spun, când eram mic, nu știu când pot fi mai mici decât sunt, însă asta e o paranteză. În momentul în care oamenii se cred mari, au foarte mari șanse să se facă mici. În momentul în care oamenii se cred că ei singuri pot să gestioneze anumite evenimente, au cele mai mari șanse să facă cele mai mari greșeli ale vieții lor și să devină cei mai mici în ochii lui Dumnezeu și în ochii oamenilor lui Dumnezeu. Cum a greșit Esau? Care au fost trei dintre greșelile lui? O să le amintesc. În primul rând, Esau era un băiat dezechilibrat. Esau era băiatul, tipul băiatului care mergea la biserică. Era tipul băiatului care a fost crescut într-o familie exemplară. Tatălui era un om al lui Dumnezeu. Era un patriarh recunoscut, un bărbat care atunci când se roagă, soția lui se vindecă. Și dacă înainte nu a putut avea copii, în momentul în care el se roagă, soția lui rămâne însărcinată și naște doi gemeni. Esau este băiatul care este nepotul lui Avram. Dacă ar trebui să-l angajezi la o firmă creștină sau într-un ambient în care există creștini, el este foarte compatibil. Esau este tipul băiatului care foarte ușor iese în evidență. Fetele cam roiesc în jurul lui. Este extrem de proeminent, are șarmul lui, are sistemul lui în care știe cum să reacționeze, are pasiunile lui foarte interesante, este vânător îndemânatic, vedeți, este de pasionat de ce face, este un băiat care are foarte multe pasiuni și reușește în viață, nu merge la vânătoare fără să prindă vânatul, este îndemânatic, a depus efort pentru asta. Însă marea problemă a lui Esau este că nu știe când să pună punct.
nu știe când să se oprească și să o întrerupă jobul că trebuie să ajungă la biserică, nu știe pe cine să accepte în dreapta în mașină, adică o fată să nu accepte decât dacă e viitoarea soție și totul e în regulă, cu programări exacte, nu știe cum să cuantifice lucrurile. Este un băiat extrem de dezechilibrat. Merge, uită de el, începe anumite activități care nu sunt greșite în sine, are anumite anturaje care pot fi periculoase și problema dintre Iacov și Esau sau diferența dintre ei nu a constat în faptul că unul avea o slujbă, iar altul avea o altă slujbă. Greșeala lui Esau a fost că n-a știut să fie echilibrat. Este foarte important, dragii mei, să înțelegem că la vârsta adolescenței, spre exemplu, un băiat și o fată își aleg în viață cum să le fie viitorul. Este foarte important să percepem că un adolescent nu va face niciodată ce vrea el, ci va fi suma egală a multitudinii de personaje, de persoane, de prieteni, de anturaj. El nu va reacționa exact cum reacționează el în mod normal, ci el va reacționa în funcție de contextul pe care și l-a creat. Așa se face că un băiat trage dintr-o țigară nu pentru că vrea, ci pentru că toți colegii lui de vârsta lui au început să fumeze. El nu știe ce înseamnă nicotină, el nu știe ce înseamnă consecințe, cum este atrofiat creierul, cum este afectată inima, cum sunt afectați plămânii. El nu gândește anumite lucruri înainte să le facă. El le derulează pentru că se află într-un context. Uitați-vă la Esau. Odată, spune Biblia, nimic programat, nimic gândit, odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. A ajuns să fie rupt de oboseală pentru că n-a avut echilibru. N-a știut să-și facă un program. N-a știut să își fixeze cât muncesc, cât rămân la job, cât de mult pot să-mi expun organismul și trupul într-un mod dezechilibrat, nu pot să continui viața. Și când a ajuns să simt acel miros al acelei ciorbe de linte, pentru Esau, dezechilibru i-a fost definitoriu. Pentru că nu a fost echilibrat și a vândut dreptul de întâi născut. Dragii mei tineri, tinere, adolescenți, adolescente, știu că viața în care voi trăiți este o viață plină de ispite. Este o viață plină de oferte, este o viață plină de posibilități. Societatea în care noi trăim este o societate hapsână, este o societate lacomă după suflete. Diavolul atacă dimineața, seara, la miaz, noaptea, în timpul zilei, în miezul nopții, în timpul nopții târziu. Este un atac demonii pe care diavolul derulează cu precizie împotriva minții pe care o are un tânăr și un adolescent. La un clic distanță poți să vezi tot ce se întâmplă în Ucraina în momentul ăsta sau ceea ce ni se dă din ceea ce se întâmplă, dar multe lucruri poți să le vezi. La un clic distanță poți să intri într-un spațiu murdar și să creezi imoralitate, să vizionezi pornografie, să consumi o grămadă de lucruri care sunt interzise. La un clic distanță poți să devii un om obscur, ascuns, să nu știe nimeni care sunt dealerii tăi, care sunt prietenii tăi, ce fel de droguri consum, ce fel de rețele frecventezi. Extrem de ușor ai codurile tale, ai spațiile tale în care nu vorbești decât cu anumiți oameni și știi să-ți creezi tu pentru tine o viață super titrată și super așezată sub măști. Ai masca ta pentru fiecare context și societatea în care tu trăiești îți oferă posibilitatea să te maschezi de așa manieră încât să nu știe nimeni ce faci tu. Am o veste pentru tine. Dumnezeu știe tot. Dumnezeu știe exact ce se întâmplă în anturajul vieții tale. Ai mare grijă. Viața pe care o ai ți-a dat-o Dumnezeu ca un cadou. Dumnezeu nu e obligat să-ți refacă ochii dacă ți-i distrugi prin ce vezi. Dumnezeu nu e obligat să-ți refacă plămâni dacă ți-o consumi țigară electronică cu tot felul de arome care îți afectează efectiv parte din creier. Dumnezeu nu e obligat. Însă te chem să-ți iei o nouă decizie pentru viața ta și să nu
ai atitudini a unui băiat care te crezi mare și poate chiar ai crescut din perspectivă fizică și poate a vârstei, dar nu te face mic din perspectivă spirituală. Fii extrem de echilibrat. Și aici trebuie să subliniez ceva. Nu sunt de acord cu teoria în care se spune fii echilibrat în toate, adică poți să bei și alcool, numai să nu te îmbeți. Asta e o doctrină diabolică. Să n-are nimic cu Dumnezeu. Pentru că nu pot fi de acord cu ideea că într-un cămin un partener își poate permite o dată în viață o aventură care presupune imoralitate. Pentru că nu pot să fiu de acord cu o dată în viață poți să tragi dintr-o țigară și să nu știe nimeni. Pentru că nu pot să fiu de acord cu ideea că poți să te droghezi numai să nu treci limitele. Când vorbesc despre dezechilibru, mă refer la faptul că anumite lucruri bune atunci când le treci limita și când le utilizezi într-un mod dezechilibrat, într-un mod în care nu-i place lui Dumnezeu, fără cumpătare, cum spune Sfântul Apostol Pavel, tuturor categoriilor de oameni din cartea lui Tit, adresată tânărului său colaborator Tit, pastorului Tit, îi spune foarte clar, toți trebuie să fie cumpătați, tinerii trebuie să fie cumpătați, bătrânii trebuie să fie cumpătați, văduvele trebuie să fie cumpătate, oamenii trecuți de 40 de ani, indiferent căsătorii sau nu, toți trebuie să fie cumpătați, dar există zone interzise. Există spații în care n-ai ce să cauți. Să nu cumva să-ți mai permiți tinere care cânți la un instrument în biserică. Sâmbătă seara să mergi în club, că s-au ridicat restricțiile și asta practici dinainte de pandemie. Să mergi sâmbătă seara în club, să stai până dimineața pe la 3, și la ora 9 dimineața să intri în biserică, să pretinzi că tu cânți laudele Domnului. Este seara în care Duhul lui Dumnezeu ți-a spus direct și pe românește, pe limba ta, să te oprești în numele lui Iisus. Pentru că îți vei disprețui dreptul la mântuire, dreptul la salvare, dreptul la binecuvântare. Și vei terfeli tot ce înseamnă binecuvântare pentru sufletul tău și într-o zi vei ajunge direct în iad. Nu te juca cu Dumnezeu. Au fost câțiva fii al lui Eli care au recunoscut că prin simpla lor descendență din preotul Eli, adică faptul că acolo la templu de la Silu el este coordonatorul, ei își pot permite ce vor ei. Și mă uimesc, mă înfior la ideea că dimineața slujeau, dimineața luau din jerfe, dimineața făceau pe curații, dimineața făceau pe oamenii nevinovați și seara trăiau în imoralitate cu slujnicele de la templu. Este inadmisibil așa ceva. Dumnezeu i-a păsuit o vreme și le-a mai dat vreme și le-a mai dat vreme și le-a mai îngăduit încă, dar într-o zi le-a pus mâna în piept și a zis, băieți, cu mine nu vă jucați. Și a spus lui Eli, pentru că îți bați joc de mine, Dumnezeul, prețuindu-ți prunci mai mult decât pe mine. Pentru că le vorbești așa evaziv și le spui, o, fiii mei, ce aud eu vorbind despre voi, nu-i prea bine, zâmbind, așa spunea preotul Eli. Uite un profet care a spus clar, rostesc pentru casa lui Eli, că nimic nu va rămâne viu. Și știți bine cum a terminat-o Eli. Știți bine că la vestea în care a aflat că chivotul Domnului a fost dus pe teren filistean, era pe un scaun, a căzut jos, dat cu ceafa și a murit. Și amândoi pruncii lui, care se jucau cu Dumnezeu, care își băteau joc de lucrurile sfinte, care erau religioși până mădova oaselor, dar care nu mai treau cu cerul, care nu mai treau în sfințenie, care își băteau joc de tot ce înseamnă cer și sfințenie. Amândoi au murit în același război. Și auziți, a trebuit să fie numit copilul care s-a născut chiar atunci, Icabod, nu mai e slabă. Pentru că atunci când noi ne permitem păcate, slava lui Dumnezeu pleacă de lângă noi. Dumnezeu nu suportă păcatul. Greșelile unor băieți mari, înainte greșelile se dezechilibru. Și atunci când nu mai pun seamă pe lucrurile Domnului, este atunci când un om începe să spună nu mai îmi pasă așa de mult de Dumnezeu, las că am eu treburile mele, las că am eu reușitele mele, las că am eu performanța de mine, mă cred eu cel mai important din univers și pot face ce vreau și poate chiar ai în jurul tău oameni care roiesc lângă tine, care efectiv te văd un om important, un om influent, un om extrem de potrivit pentru a fi oamenii în jurul tău, ești extrem de popular. Să nu uiți, Dumnezeu nu este interesat, nu-i pasă de popularitatea ta. Pe Dumnezeu îl impresionează pocăința ta. Pe Dumnezeu îl interesează pocăința mea. Nu comite greșeala aceasta dezechilibrului. Eu vă întreb, muria el
nici într-un caz. E sau nu murea, a zis, la ce mai lipsește de născut atunci când sunt pe moarte? Garantez eu că nu murea. Putea să mai trăiască încă o zi, o, două, trei, o, 15. Nu murea. Și între timp reușea să mănânce ceva normal, fără să fie contracos sau la așa mare preț. Dar a doua greșeală pe care a comis-o Esau este că a desconsiderat lucrurile cu adevărat valoroase. A disprețuit, s-a uitat la prețul de întâi născut, la această valoare, s-a uitat la o ciorbă și le-a așezat pe cele două realități, ciorba, care o consumi odată, ciorba pe un taler și cealaltă parte, dreptul de întâi născut. Și a început să spună că dreptul de întâi născut, drept la binecuvântare, este mult, mult mai inferior ca valoare decât o ciorbă. Spune Biblia, Iacov i-a zis, versetul 31, vinde-m azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte, la ce mai slujește dreptul acesta de întâi născut? Momentul în care, din dezechilibru, a considerat că nu mai are niciun sens să se gândească la lucrurile valoroase și s-a uitat la o ciorbă, cât să coste ciorba asta? Hai să-i zicem 10 lei, venim pe bani românești. 10 lei la mol, ciorbă de lint. Pentru un blit de linte, să vinzi valori cerești. Pentru un pachetel de droguri, să-ți vinzi sufletul. Pentru o țigară, indiferent de calitatea ei, subțire sau groasă, indiferent de cine e emisă, indiferent de ce senzație îți oferă, să-ți vinzi tu sufletul. Pentru o sticlă de alcool, de vin, de bere fără alcool, să pierzi tu eternitatea, să terfelești tu valorile sfinte ale lui Dumnezeu, pentru frecventarea unui club, pentru un dans mordar, pentru o îmbrăcăminte imorală, pentru o aventură de o noapte într-o mașină, să-ți pierzi tu eternitatea. Cum poți să disprețuiești așa de mult valorile sfinte? Uitați-vă că s-a uitat și a zis, dreptul de întâi născut nu e atât de valoros precum o ciorbă care o așez în stomac și gata, am terminat-o. Uitați-vă că diminuează valoarea spirituală. Ce se întâmplă în societate de cele mai multe ori. Oamenii pentru 50 de euro în plus nu mai frecventează biserica în timpul săptămânii. Pentru că 50 de euro pentru unii oameni sunt mai valoroși decât momentele de prezență a lui Dumnezeu. Să începem să ne valorificăm cu adevărat viața și să începem să cuantificăm care sunt adevăratele valori. Să începem să ne reconfigurăm sistemul valoric. Ce e cu adevărat de preț în viața noastră și ce e fără de preț. Mă înfior la gândul că Iuda a umblat cu Mântuitorul ca ucenic îndeaproape. I-a văzut minunile, i-a ascultat predicile, i-a simțit prezența, i-a văzut maniera în care se apropie de oamenii care nu mai au nicio șansă, l-a văzut cum se implică în cele mai profunde probleme și cele mai adânci cazuri. Și la un moment dat, când a intrat în curtea marelui preot, când a mers la preoți și cei mai de seamă, oamenii aceștia, pentru că i-au știut vulnerabilitatea lui, pentru că i-au știut sistemul răsturnat valoric, pentru că și-au dat seama că pentru el arginții au început să fie mai valoroși decât regele. Nici măcar nu l-au întrebat ce vrei să-ți dăm. Și din prima i-au și cântărit 30 de arginți. Mă înfior la gândul că pentru Iuda, Domnul Iisus a costat, a avut ca preț doar 30 de arginți. Cum se poate una casă? Ce e valoros pentru tine cu adevărat? Ce are cu adevărat valoare pentru sufletul tău? Ce consider ca fiind important? Vedeți, marea majoritate oamenilor au această confuzie profundă în mintea lor. Consideră trupul mai important decât sufletul. Consideră lucrurile pământului, proprietățile, banii, conturile, ce pot câștiga prin business, prin tot felul de sisteme prin care învârt. Consideră aceste lucruri ca fiind mai importante decât sufletele lor. Oamenii își vând sufletele efectiv pentru lucruri care
într-o zi nu mai au nicio valoare. Cum spuneam aseară la evanghelizare în Baia Mare, ce valoare mare pentru un ucrainean care a fugit să scape din fața războiului. Ce valoare mai au terenurile pe care, pentru care și-au dat în cap în tribunale. Cine mai vrea un teren unde a căzut o bombă acum în Ucraina? În zilele astea, cine își mai dorește terenul ăla? Nimeni. Adevăratele valori, dragii mei, sunt sufletele noastre. Adevăratele valori sunt valorile spirituale. Adevărata valoare e rugăciunea, să nu poți să dormi seara fără să te rogi. Adevărata valoare e Biblia, să iubești cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât iubești orice altă carte. Să stimezi prezența lui Dumnezeu în casa ta și să-ți dorești ca slava Domnului să nu plece din casa ta. Să ceri ca puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu să te locuiască și să te frământe pe interior până când scoate tot ce e rău din viața ta și să trăiești curat pentru gloria lui Dumnezeu. Nu fi disprețuitor cu valorile sfinte. Nu le așeza pe un taler jos, nu zi o, nu-s valoroase astea. Lasă că avem timp pentru rugăciune, avem timp pentru stăruință, avem timp, că totdeauna ne rugăm, lasă că tot numai vă rugați. Nu gândiți că banii, că ce putem noi construi în lumea asta, pământului, extrem de materialistă și care duce viața înspre progresism și distruge o grămadă de caractere. Nu credeți că lucrurile acestea vor fi cu adevărat valoroase. Vine o zi în care în fața cerului nimic nu mai e valoros în afară de sufletul tău. Pentru că asupra lui a fost areșezat sângele lui Iisus Hristos, care a iertat păcatele vieții tale. Esau spune Biblia, și a vândut dreptul de întâi născut pentru că a desconsiderat acest drept. Drept la binecuvântare. 3. O altă greșeală pe care a comis-o Esau este că a intrat într-o depresie prematură. A început să spună mor. Nu murea. Iată-mă, sunt pe moarte. Mă înfior la realitatea pe care o resimt între tine și adolescenți. Tot mai des simt că mor oamenii. Abia au ajuns să aibă 14 ani, 15 ani, 13 ani, 16 ani și ei deja mor. Abia sunt născut și sunt cu gândul la moarte. Vedeți, este un flagel diabolic. Oamenii spun, nu mai pot, nimeni nu mă iubește, nimeni nu mă bagă în seamă, nu voi reuși în domeniul ăsta, nici din colo n-a reușit, sunt disperat, nu mai are rost să trăiesc. Este foarte important în momentele acelea să înțelegi că ai preț în ochii lui Dumnezeu. Că pentru tine Dumnezeu e disponibil și e gata să dea popoare. Că viața ta nu este aruncată la zarul și nu se joacă cineva din univers într-un mod hazardos, fără logică, cu viața ta. Că n-ai apărut în ființă pentru că ai vrut și n-ai intrat într-o familie pentru că ți-ai dorit să ai fost întrebat pentru asta. Și pentru că Dumnezeu a avut un plan pentru tine și continuă să-l aibă. Ai preț în ochii lui Dumnezeu. Întâlnesc cu oameni care au gândul de sinucidere și le spun: am un singur mesaj de la Dumnezeu pentru tine. Domnul Iisus Hristos te iubește. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine Dumnezeu e disponibil să facă lucrări mari. Pentru tine Dumnezeu oprește planeta în loc să-ți facă bine. Pune pe pauză societatea din jurul tău. Oprește predicatori, schimbă programe, slujbe, activități. Pentru că vrea să-ți vorbească ție. Nu-l mai lăsa pe diavolul să te mintă spunându-ți că prin depresie vei putea să birui. Tu ai preț în ochii lui Dumnezeu. Sau zice, mor. Realizați că n-au trecut probabil nici măcar 12 ore de când am mâncat ultimat. N-avea cum să moară. Și dacă ar fi trecut 24 de ore, nu murea. Și dacă ar fi trecut 2 zile, 3, 4, 5, n-ar fi murit. Ar fi găsit ceva să mănânce, dacă nu rădăcini, frunze, ceva. Și n-ar fi murit. Însă de foarte multe ori exagerarea îl distruge pe un om. De foarte multe ori sistemul diabolic în care cel rău îți atacă mintea, începe să-ți creeze scenarii, îți creează iluzii, îți aduce argumente, îți arată lucruri care par a fi adevărate și când te uiți la toate care vin deodată peste mintea ta, îți spui că nu mai are sens viața pe care o ai. Am să-ți transmit de la Duhul Sfânt, viața ta are valoare. Tu care ai avut gând de sinucidere în numele lui Iisus, rostesc în dreptul tău eliberare. Rostesc și să mă auzi clar, Dumnezeu te iubește.
Viitorul tău nu-i triangul, nu-i disperarea, nu-i depresia. Viitorul tău este în mâinile lui Iisus Hristos. Este foarte important să nu recomiți, să nu reiterezi aceleași greșeli pe care le-a făcut Esau. Cartea Evrei spune, nimeni să nu fie curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o ciorbă de linte și-a vândut dreptul de întâi născut. Dar mai pe urmă, deși l-a cerut cu lacrimi, dreptul acesta să se reactiveze și binecuvântarea să se deruleze în viața lui, n-a putut-o schimba. Pentru că, dragii mei, vine o zi în care e prea târziu pentru lacrimi. Vine o zi în care e prea târziu pentru plâns, pentru regret, pentru recunoașterea păcatului. Vine o zi în care e prea târziu să te lovești cu mâna în piept și cu cărămida în piept. Te-ai lovit și te-ai lăudat și a fost un om extrem de proeminent și a zis că nimeni nu-i ca tine. Dumnezeu a trebuit să îngăduie peste viața ta, peste sufletul tău, peste inima ta, o încercare să te apese mâna lui Dumnezeu, ca să-ți dai seama că ești vulnerabil, că ești ca o frunză pe care o bate vântul și o duce o apă curgătoare, urgent. Însă chiar dacă ești ca o frunză de vulnerabil, Dumnezeu a pus preț pe viața ta. Dumnezeu e disponibil în seara asta să ia cartea vieții și să scrie numele tău în cartea vieții. Oprește-te din drumul păcatului. Oprește-te din dezechilibru, oprește-te din frecventarea unor localuri murdare, oprește-te din consumul de alcool, de tutun, de imoralitate, oprește-te din a-ți produce singur plăcere, oprește-te din păcat, renunță la acest sistem pe care l-ai de dezechilibru, renunță la disprețul pe care l-ai oferit față de Scriptură, față de lucrurile sfinte, față de dreptul tău de a fi salvat și mântuit și binecuvântat și începe să crezi că Dumnezeu vrea să te smulgă din depresie. Și șansa ta este în mâinile Marului.